Bine ați revenit la rețetele Mihailei, dragilor! Astăzi am pentru voi o rețetă de plăcintă cu brânză și blat pufos sau plăcintă turnată. Este foarte gustoasă, blatul simplu de făcut, ingredientele se măsoară cu lingura și nu trebuie să separăm ouă. Hai să vedem lista de ingrediente. 5 ouă, 9 linguri de zahăr, 9 linguri de făină, 12 linguri de ulei, 3 linguri de lapte, o jumătate de plic de praf de copt, 2 lingurițe extract de vanilie sau după gust, un praf generos de sare, 900 de grame de brânză granulată, scursă de zer, 3 ouă, 3 linguri cu vârf de griș, 13 linguri de zahăr sau după gust, coaja de la o lămâie netratată, 3 sferturi de pahar cu stafide, 2 lingurițe extract de vanilie sau după gust, opțional o jumătate de pachet de unt gras moale și tot opțional un sfert de linguriță de turmeric pentru o culoare mai gălbuie. Preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric folosim un program care dă căldură sus și jos, fără ventilație. Pentru măsurarea ingredientelor folosim o lingură de mărime medie ca aceasta. Într-un castron măsurăm cele 9 linguri de făină și le amestecăm cu praful de copt. Ungem o tavă de 22 pe 30 de cm cu puțin unt moale sau ulei și tapetăm cu făină. Eu am folosit din ingredientele măsurate pentru rețetă. Spargem ouăle într-un vas mai mare. Peste ele adăugăm un praf generos de sare și tot zahărul odată. Mixăm la viteză mare până când amestecul devine foarte consistent și spumos, așa cum vedeți aici. Adăugăm uleiul, laptele și extractul de vanilie. Mai mixăm câteva secunde. Cernem apoi treptat făina cu praf de copt deasupra compoziției și încorporăm rapid untel. Insist, nu stați să bibiliți, încorporați făina repede. În 2-3 minute ar trebui să terminați. Puteți să o încorporați și cu mixerul, trebuie doar să aveți grijă să mixați cât mai puțin, 20, maxim 30 de secunde, ca să nu scoateți tot aerul din spuma de ouă. Punem jumătate din aluat în tavă sau chiar o idee mai puțin de jumătate și îl nivelăm. S-ar putea să vi se pară puțin aluat, doar nu intrați în panică, veți vedea că este exact cât trebuie. Dăm la cuptorul preîncălzit până ce blatul este complet copt și o scobitoare introdusă în centru iese curată. Asta la mine a durat cam 20 de minute. Desigur, în cuptorul vostru poate dura mai mult sau mai puțin. Cât timp primul blat se coace, putem pregăti umplutura. Pentru această rețetă vă recomand brânză dulce de vaci din aceasta granulată. Nu folosiți brânză fină la găletușă, deoarece conține mult zer și va încleia blatul. Peste brânză adăugăm ouăle bătute cu un praf de sare, zahăr după gust, eu am pus 13 linguri, voi puteți pune mai puțin dacă doriți, 3 linguri cu vârf griș, extract de vanilie, tot după gust, coaja rasă de la o lămâie netratată, total opțional puțin turmeric pentru o culoare mai galbenă a compoziției și o jumătate de pachet de unt gras moale pentru un gust mai bogat și mai savuros. Cine dorește să facă plăcinta mai dietetică, poate omite untul. Mai adăugăm 3 sferturi de pahar cu stafide, ele vor absorbi umiditate din compoziția de brânză și o vor face mai fermă. Scoatem blatul din cuptor și imediat punem peste el compoziția de brânză. Nu răsturnăm compoziția toată în mijloc ca să nu desumflăm blatul de la greutate. O distribuim pe toată suprafața lingură cu lingură. Nivelăm și acoperim cu restul de aluat. Dăm din nou la cuptor până ce plăcinta este rumenă și o scobitoare introdusă în centru, în partea de blat, iese curată. Asta la mine a durat cam 45 de minute. Desigur, în cuptorul vostru poate dura mai mult sau mai puțin. Lăsăm plăcinta să se sărăcească și apoi o porționăm și servim.
foarte gustoasă, aromată, blatul este pufos și fraged. Aceasta este una din rețetele mele favorite de plăcintă cu brânză și sper să o încercați și voi. Pe data viitoare, dragilor, numai bine!